ca și cum am fi dat declarații la Palatul Cotroceni. Dumnezeu să-ți dea Palatul Cotroceni. Nu? Te îmbrăcat. Da, îmbrăcat, da. Era fric. Atunci să-mi dau și eu ăsta, mă, nu știu, eu spun. Ce faci cu el? O să discutăm o dată, te invit la o cafea. E gata? Bună ziua! Am participat la consultările declanșate de președintele României Klaus Iohannis privitoare la formarea viitorului guvern în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Echipa de negociere a fost formată din Rareș Bogdan, Florin Câțu, Raluca Turcan și Iulian Dumitrescu. I-am prezentat președintelui poziția de principiu a Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal, consecvent acțiunii sale politice și angajamentelor din campania electorală, rămâne dedicat obiectivului de a forma un guvern de centru-dreapta care să poată să asigure dezvoltarea României, reformarea sistemelor publice și saltul economic de care are nevoie, care să ducă la un salt în calitatea vieții și la o creștere fără precedent a veniturilor românilor. I-am prezentat președintelui mandatul acordat de Biroul Politic Național către echipa de negociere, și anume formarea unui guvern de centru-dreapta cu posibil parteneri USR Plus, UDMR, de asemenea Grupul Minorităților Naționale, cu un program de guvernare care să cuprindă cele mai importante măsuri ale planului de dezvoltare al României pe care Partidul Național Liberal l-a prezentat cetățenilor români în campania electorală. De asemenea, am prezentat președintelui că propunerea noastră pentru funcția de premier este în persoana domnului Florin Câțu, de asemenea, cealaltă componentă a mandatului, și anume aceea ca președinția Camerei Deputaților să fie deținută de președintele Partidului Național Liberal. L-am informat despre evoluția discuțiilor de până în prezent cu posibilii parteneri și de asemenea l-am informat de dorința noastră de a continua aceste negocieri astfel încât să ajungem la un rezultat care să permită investirea unui guvern de centru dreapta într-un termen rezonabil. Dacă aveți întrebări. Ce v-a transmis președintele cu privire la negocierile care sunt blocate între PNL și USR Plus? Au existat două zile în care nu ați ajuns la nici un consens, nici măcar cu privire la șefia ta. Echipele de negociere se desfășoară pe palierul politic, pe palierul parlamentar și pe palierul programului de guvernare. Sigur că negocierile nu se desfășoară atât de rapid cum poate ne-am fi dorit fiecare dintre noi. Sigur că sunt puncte în care avem diferențe, dar din punctul nostru de vedere, deschiderea de a continua aceste negocieri este aceeași și noi vom continua aceste discuții. Dacă... În ceea ce privește poziția președintelui, sunt convins că președintele României va prezenta public poziția. Vă așteptați ca astăzi, domnul președinte, să vină cu o propunere de premier de semnat sau urmează noi consultări, eventual după investirea noului parlament? Domnul președinte al României cunoaște foarte bine Constituția și sunt convins că va formula propunerea de premier în momentul constituțional potrivit. Sunteți de acord cu un guvern de Uniune Națională condus de un premier condus de PSD? Este varianta Partidului Social Democrat? Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernarea PSD. PSD a ținut în loc România 30 de ani, PSD 3 ani de zile după ce a primit încrederea populației în 2016 a făcut cu totul și cu totul altceva decât a promis românilor. Mai mult decât atât, PSD s-a comportat ca un partid care nu merită să dețină nicio părticică de putere în România. Sunteți dispus să renunțați la șefia Camerei Deputaților pentru a debloca negocierile cu USR Plus? Sunt dispus să duc negocierile în conformitate cu mandatul încredințat de Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal este
în această posibilă majoritate pe care noi ne-o dorim, este un partener puternic, este un partener care a demonstrat de-a lungul timpului că are capacitatea de a guverna. Partidul Național Liberal are un program de guvernare, planul de dezvoltare al României, care este cel mai bine fundamentat, care are bine structurate toate instrumentele și sprijinul financiar necesar pentru atingerea obiectivelor și, ca atare, suntem hotărâți, dacă este posibil, să ducem la formarea unui guvern de centru. Cum va proceda Partidul Național Liberal dacă în cadrul acestor negocieri nu se va atașa problema acestei camere până la validarea noului parlament? Este posibil un vot V-aș spune că există așa. Sigur că și noi ne-am dorit să investim guvernul cât mai repede. Pe de altă parte, formarea coalițiilor în toate democrațiile se naște într-un timp rezonabil. Sunt țări în care au durat negocierile și o lună de zile. Noi nu ne dorim așa ceva. Sunt alte țări unde negocieri dificile au fost purtate și perioade mai lungi. Evident, vom continua discuțiile și vom căuta ceea ce ne unește, ceea ce poate fi susținut de toate formațiunile politice care sunt implicate în această negociere și, în mod evident, ceea ce considerăm noi că este bine pentru România. Dar ce șanse sunt în acest moment să ajungeți la un vot liber în Camera Deputaților pentru șefia Camerei? Am văzut că au apărut informații legate de acest subiect și pot să vă confirm că am spus, dacă există o dispută, se poate ajunge la o competiție, dacă câștigă unul dintre competitori în cameră, cealaltă formațiune va fi sprijinită pentru a ocupa Senatul. Dar, mă rog, nu s-a ajuns la un acord pe această chestiune, vor continua discuțiile. Nu înțeleg că USR a mai propus și o alternativă, adoptarea sistemului DONT de la nivelul Parlamentului European pentru a întrașa chestiunea alegerii șefului Și noi am propus o formulă DONT, care este o formulă DONT care ține cont de ponderea formațiunilor politice în cadrul majorității create, care e o formulă DONT care, din punctul nostru de vedere, este la fel de funcțională. Încă o dată vă spun. Noi am convenit împreună cu partenerii de discuții ca pe perioada negocierilor să nu avem apariții publice, să nu dăm declarații și puncte de vedere individuale, să prezentăm public împreună și numai toți trei în acord ceea ce s-a convenit, astfel încât să furnizăm informații opiniei publice, pentru că noi am considerat că așa este mai corect, mai fair, iar din punctul nostru de vedere, noi vom respecta această înțelegere pe care am avut-o cu partenerii noștri. Președintele Klaus Iohannis susține candidatura dumneavoastră la șefia Camerei Deputaților? Partidul Național Liberal a hotărât acest mandat din motive foarte bine întemeiate. Majoritatea pe care o avem la Parlament este o majoritate de 10 voturi. Avem 244. Sigur, dacă reușim discuțiile cu minoritățile, vom avea o majoritate un pic mai largă. Dar deocamdată majoritatea este de 244. E nevoie de foarte multă experiență, astfel încât proiectele guvernamentale să poată să fie adoptate de Parlament și de Camera Deputaților, care are competențe pe domeniul economic, fiscal, pe domeniul social, unde vor fi bătălii extrem de puternice. Aici există totuși atât argumente de natură politică care țin de ponderea pe care o are Partidul Național Liberal în formarea majorității de 55%, cât și argumente care țin de experiența politică, care țin de capacitatea efectivă de a putea asigura majorități pentru susținerea proiectelor guvernamentale și pentru a împiedica adoptarea unor acte normative care să pună în dificultate guvernul. Sugerați că domnul Dan Barna nu are o astfel de experiență? Eu am vorbit despre mine. Am observat. Vă mulțumim. Ultima întrebare. Acum până de Crăciun vom avea guvern? V-am spus că dorința noastră, sinceră, este de a ajunge la o înțelegere cu partenerii pe care noi am definit foarte clar, și aici fac o paranteză. Vă rog, nu mai dați informații pe surse. N-a existat nicio secundă, niciun fel de discuție, nici măcar neoficială, legată de o altă majoritate. Partidul Național Liberal, tocmai ca să știe foarte clar, și-a și restrâns capacitatea de a negocia. Noi am stabilit posibilii parteneri prin hotărârea Biroului Politic Național în mandatul pe care îl avem, care sunt USR Plus, UDMR și grupul minorităților. Vă mulțumim! Aici vine pe care le-ați avut dumneavoastră sau reprezentanți pe PNL și liderii au, George Simion a declarat seara trecută că s-a întâlnit cu PNL.
la un post de televizor. E posibil să se fi întâlnit cu un coleg de-al meu, dar cu mine nu s-a întâlnit. Negocierile pe care le-ați avut la Vila Lachia, ce oferi domnului Barna funcția de vicepremier... Așa, consecvenți înțelegerii pe care am avut-o cu partenerii noștri, de a nu comunica separat, ci de a comunica împreună numai ceea ce convenim de comun acord, permiteți-mi să nu vă răspund la această întrebare. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Să-i spuneți dacă se încela votul în Camera Deputaților, de unde au majoritatea.